avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare conform prevederilor articolului 133 alineat 1 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ din data de 13/08/2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de extindere a zonei concesionate a serviciului de distribuție a gazelor naturale în localitatea Valea Mică, Comuna Glea, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării doamnei Leghe de Angelica, viceprimar, și a domnului Cadar Faber, consilier local, în calitate de reprezentanță ai Consiliului Local, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a Serviciului Public de Salubrizare a Comunei Cleja, județul Bacău, numărul 1419 din 1946 din 03032018. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Cleja, județul Bacău, pe anul 2019, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 7741 din 2409-2019. Diverse probleme. Se suplimentează, nu? Ia să vedem. Da, avem suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei totale de 3240,5 lei pentru finanțarea obiectivelor înscrise în lista obiectivelor de investiții pe anul 2019, modificată și completată de 7000, completată numărul 7750 din 2409-2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii privind concesionarea prin licitații publică deschisă a terenului extravilan în suprafață de 500 de metri pătrați, situat în talaua 40, parcela 67, pe 1x1, situată în Comuna Cleja, județul Bacău, aparținând în domeniul privat al Comunei Cleja, identificat cu numărul cadastral 6062446. Propun adoptarea de urgență a hotărârilor anexelor aferente menționate mai sus în forma prezentată și redactată în ședința Consiliului Local din 30.09.2019. Celelalte două le-ați completat, nu? La Comisia 1 și 3, da? Da, am citit la vorba din toată astăzi. Putem să... Păi să trecem la... Se supune la vot ordinea de zi, înscrisă ordinea de zi. Ordinea de zi din proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Deci suntem 13, da? Lipsește domnul consilier Sabor și Salca Augustin, da? Da. Se supune la vot Procesul verbal a ședinței ordinare din data de 13 a 8-a. Cine este de acolo? Ordinea de zi.
Nu e ordinea de zi. Procedura de ședințe ordinare din data de 13.08.2019. Aprobarea procedurii de plan a ședinței ordinare din data de 13.08.2019. Pune la zon. Cine este? Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersului de extindere a zonei accesionale a serviciului de distribuție a gazelor naturale în localitatea Valea Mică, Comuna Cleja, Preț Vacă. Proiect inițiat de domnul Ștoc, Petru Primar. Probleme? Rămă pe silențios telefonul meu. Aș putea ca să vă spun de ce. Am obținut licență pentru gaz și pentru Valea Mică. Urmează ca am depus deja proiectul pentru că Fondul Național de Investiții Rurale la București. Așteptăm să răspunsurile, să vedem ca să lucrările de gaz să fie finanțate pe Comuna Cleja, după care intrăm la extindere pe Valea Mică, pentru că până nu facem Cleja, nu putem merge pe Valea Mică. Deci, cam asta este. Și acum, această licență trebuie aprobată prin Consiliul Local. Avem menționat că de gazul a fost o analiză la rețeaua de gaz care va fi de Valea Mică și atunci era că este 100% rentabil, iar lucrurile vor fi scotate de lei. Lucrurile de valoare de 145.140 de lei vor fi scotate de lei. Alte discuții? Acum și probă. Cine este pentru? Scuze, doamna secretară, mi-a dat Adriana niște hârtii. Adriana, viceprimar și a domnului Cadar Pavel, consilier local, în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Cleja, Dețul Bacău. Proiect inițiat de domnul Ștoc Petru Primar. Fiecare an s-a adăugat de Consiliului Local, în Consiliul de Administrație la școală. Noi am zis să fie Angelica, că este tot timpul în jurul primăriei, ca să spunem, putem vorbim să meargă, iar Cadar, la fel, domnul Cadar nu are serviciu, ca să spui că mai mult știți că sunt onorifice aceste povesti. Aș avea ce m-a documentat la această problemă. Vă dă vedere că în ora actuală ați văzut în toate școlile sunt probleme cu copii, traversări și vorba aia. Mai multe lucruri. De exemplu, eu văd acolo, în spatele WC-ului de la Buda, copii de clasa 4 care fumează. Eu aș propune ca pentru ca să facă parte din acel Consiliu de Administrație, să facă parte cineva și din Consiliul Local al Comunii Cleja, poate să facă parte nu numai doi, poate să facă 3 sau 4 persoane, dar să facă o persoană care are copii la școală. Dintre noi, nu știu, cine are copii la școală, eu aș propune, Angela, sunt foarte de acord pentru că are copii acolo, dar mai e cineva, probabil, cine are copii acolo? Gabi. Adică sunt probleme, ca să ridice aceste probleme. Chiar și domnul primar, adică la cele ședințe se pot prezenta, zic eu. Așa, adică să facă parte... Domnul care are copii. Domnul Cadar să nu se supere, că nu știu de ei mare. Domnul Gabi. Eu așa aș propune. Acum dumneavoastră să analizați, dar este foarte bine. Să știți că și acest Consiliu de Administrație a Școlii știți foarte bine. Noi suntem chemați pentru a se discuta problemele care sunt la nivel de școală. Ceea ce spuneți dumneavoastră, trebuie să discutăm cu doamna directoare ca să se aibă grijă acolo. Păi dar nu, dar acolo nu este și doamna directoare. Păi este clar. Propunerea pentru... Sigur că să facă parte cineva care are copii acolo. Să facă parte și domnul Cadar. Nu nicio problemă la chestia asta. Să facă parte. Dar să fie și cineva care are copii. Cum deci, vrea să puteți propune pe domnul Gabi, nu e o problemă. Și da, poți să fie și domnul Cadar. Nu e nicio problemă. Dar asta nu e o deranj. Nu are sens să știți cum acolo sunt mai mult probleme tehnice a școlii. Noi suntem ca și invitați, practic, mare lucru nu fac. Deci vă spun că te duci ca să pleci. Eu zic sigur, că ridicăm problemele care sunt, nu e, dar... I-ar fi foarte bine ca să fie, că el știe, cel puțin dacă e vorba de domnul Gabi, la Buda știe ce probleme sunt acolo. Sunt probleme. Știu, deci, dacă sunt probleme. Deci, propuneți și nicio problemă aprobăm. Atunci propunem. Propuneți-l pe domnul Gabi, cine este? Eu așa zic. Domnul, o secundă, a venit domnul
consilier Salca. Să-i primi în ședință. Sunteți de acord cu ordinea de zi, suplimentat proiectele de ordine de zi, atunci... Și să, și să promită că nu se mai repetă. Da. Să nu plece. Da, se propune la vot. Cine este pentru Cadar, cine este pentru domnul Gabi? Deci, nu, mai întâi să opuneți pe domnul Gabi în locul domnul Cadar. Da, ce să mai. Dacă propuneți domnul Gabi în locul domnul Cadar, se supune la vot. Cine este pentru? Adică proiectul de hotărâre să se înlocuiască domnul Cadar cu domnul Ghet în Consiliul de Administrație ca și reprezentant în Consiliul Local, da? 14 voturi cu 13 voturi pe. Da. Da? Acum mai sunt și alții care au copii probabil. Da, 12. Da, și dumneavoastră. 12 pentru. Că suntem acum 14. Toată lumea putem să ne implicăm, să venim cu, să venim cu tot felul de 11 voturi. Propuneri. Sigur, așa să facem, să vedem dacă am putea să fie să facem niște treceri de pieton, să facem și marcaje. Nu numai să se bat, domnule, cu fie să bat, dar nu așa, să bat pe rupte, nu așa. Nu știu, totuși ar trebui cineva să intervină acolo. Să mai faceți, eu știu, niște acțiuni cu poliția, cu chestii, pentru că nu e normal așa ceva ce se întâmplă. Și aici, și la Buda, și mai multe lucruri. Acum, dacă avem doi reprezentanți ai dumneavoastră acolo, la școală, să discute cu doamna directoare, să fie chemați la Consiliul de Administrație, să ridice problema asta și să se ia niște măsuri în Consiliul de Administrație. E bine, numai decât. Da? Și dumneavoastră ne aducă și nouă aici la cunoștință să vă spună ce s-a făcut, ce... Așa trebuie, o colucrare, că nici directoarea nu poate singură, dar sprijinită de dumneavoastră. Sau important să iei în considerare ceea ce da, sau să ia în considerare, dar ca să vă ia în considerare, trebuie să vă exprimați opțiunea că vreți să participați la fiecare Consiliu de Administrație. E normal. Eu așa cred. Că să fac Consiliu de Administrație, nu te cheamă, vine doar să semnezi. Nu așa. Spuneți că dumneavoastră nu sunteți pe principiul ăsta și că vreți să participați la ședințele de Consiliu. Dar cine a zis că nu s-au făcut ședințe? N-am spus că nu s-au făcut. Se fac ședințe și vin numai să semnezi. Nu te cheamă. Nu e adevărat. Au fost ședințe în care s-au discutat toate de chestiunile. Se discută probleme. N-am spus ce cazuri mai sunt. Să da, dar mai sunt ședințe în care nu sunt anunțați care consilieri. Care nu sunt anunțați și vin numai să semnezi. Deci, care vin numai să semnezi și vă dau, dacă vreți, dacă face parte din consiliu, trebuie să fie chemat. Dar au zis foarte bine. Deci, ești anunțați la acele ședințe. Trebuie să fie anunțați, nu să vină să semnezi. Doar să fie anunțați și să mergi acolo. Să discuți cu profesorii, că și domnii profesori au o implicare foarte mare în acest proces de educare al copiilor. Dar de asta și-o plătiți profesorii? Păi, nu am numai partea de teoretică de a merge în clasă să strige catalogul, stați cum iți acolo sau știți? Nu asta este. Și educarea vă da. Trecem mai departe la următorul proiect de hotărâre. Privind rectificarea bugetului local comun a Călegea Județul Bacău pe anul 2019, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 7741 prin 24 anual 2019. Proiectul inițial a dezumit pentru acest act adițional. Deu. Actului adițional la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare a comunei Clej al Județului Bacău numărul 1419 supra 1946 din 3-a 2008, proiect inițial de domnul Iștor Petru primar. Discuții? Dacă puteți să detaliați un pic despre ce este vorba. Vorba despre gunoiul care este în comună, cum se va transporta, ce anume va fi, este deșeurile reciclabile unde vor fi duse la stația de spălare Bacău, indicatorii se stabilesc, tot ce ține de și se ce puncte de colectare selectivă, de pe raza femei, hârtie, carton și PET. Situația este destul de complexă, dar
Acum Soma spune că este în prag de sfârșit de contract. Nu prea vrea să investească, noi fiecare cetățean va trebui să aibă 3 pubele. Nu știu aceste pubele cine le va spune, cine va plăti, pentru că ele trebuie plătite. Și atunci avea asupra cetățeanului, ca cetățeanul să plătească aceste pubele, care iarăși urci costurile. Nu știu unde vom ajunge. Problema este că va trebui să ne conștientizăm noi ca indivizi, ca persoane și să mergem asupra cetățeanului și să, cine nu vrea chiar să-i obligăm. Dar, v-am spus, este foarte complexă situația la nivel de țară, nu știu de unde sau eu chiar vă spun, nu știu de unde și când să ne apucăm a merge cu la cetățean și de când începem această colectare selectivă. O tonă de gunoi transmisă de Soma va fi în jur de 9 milioane o tonă în momentul când vom face o colectare selectivă. Sigur că cantitatea de gunoi va scădea în momentul când face colectarea selectivă. Nu-i mai accept ăla să pună în balastul din... Exact, va fi numai ce va pune gunoi, gunoiul menajer. Iar ce se poate... plasticul, plastic, le pui separat și atunci asigur că și cantitățile vor crește. Dar va fi o disciplină destul de riguroasă, ca să spun așa. Și greu de apucat. Și nu știu cum o să încercăm. Văd că lumea totuși care vine de afară tot vorbește de noi, dar în practică nu știu câți sunt de acord ca să aibă răbdarea necesară de a colecta selectiv și de a deduce cu peturile noi. Vom face cele 10 platforme, dar nu știu cât o să aibă răbdarea să meargă cu sacoșa, cu hârtia, cu fierul, cu toate cu bidoanele, să te duci la platforma unde noi facem colectare. Deci o să fie, nu știu, deocamdată suntem... Noi gândim o campanie de informare și de mediatizare în toată comuna. Și mai era o problemă, domnul primar. Era vorba că ei, dacă adună toate peturile astea, ei încasează niște bani. Banii care îi încasează se scade din banii care îi plătim cu noi. Deci da, aici vreau să... Problema se pune în felul următor. La ora actuală, când te duci pe rampă, pentru că aceste bidoane nu sunt colectate, nu sunt puse, sunt murdare, nu sunt, sunt diferite alte obiecte și atunci ți le refuză pur și simplu și nu ți le plătește. Ți le declar ca neconforme. Și îți dă pe o mașină de perturi, îi dă 13 lei, lui ăsta de la Soma. Deci atâta este o mașină de perturi încărcată și dusă la rampa de gunoi, cu 13 lei. Ori 13 lei nu acoperă nici motorină, nici cele două persoane care vin și colectează. Ei spun așa, dom'le, noi plătim, sigur, dar perturul ăla să fie curat. Dar dacă, de exemplu, el când ți-o cântărit un cup de ăla de perturi și când el cântărește și vede că cantitatea deșeului nu este cea care ar trebui să fie la un pet curat, atunci aici, din la început spune domnul curate. Sau sunt situații în care tu ai pus bidonul ăla cu jumătate de bidon cu apă. Acolo tot greutate. El când s-a încântărit, iar nu-ți iese la tonă. Deci îți găsesc tot felul de plastic, de nu costă numai petul. Da. Și asta este problema, deci, că s-a întâmplat în multe cazuri au fost să le ridicăm și când am ajuns acolo ele erau bidoane mari. Păi ăla e tot plastic, adică dar nu e containere de petru. Da, nu e da dar nu le iau la, pe platformă. Și atunci plasticul ăsta l-am pun de la trebuie să găsim o altă modalitate, le strângem, le tot strângem. De asta vrem să facem 10 platforme la nivel de comună. În care să fie, dar apare aici, apar alte probleme, curtea de conturi când vine, nu-ți acceptă. De când de verifică, noi n-avem să facem, n-avem voie să facem investiții pentru aceste platouri. Tot ar trebui Soma să facă și noi să plătim cumva. Deci tot cetățeanul să plătească. Deci situația e destul de complexă. Noi da, cetățeanul ar trebui informat. Dar... De exemplu, eu nu am știut că e contrare doar pentru Petru. Nu știu că e plastic, scrie plastic, este da, clar. Da, uitați aici, la 3 zice așa că în timp de 30 de zile prestatorul va amplasa recipiente pentru colectarea
Așa zice, da. Păi noi punem acolo și păi, aprobăm acum hotărârea asta de Consiliul Local, după care facem următorul pas. Să vedem ce... Trebuie de vorbit cu lunea. Unde să fie selectiv, cum a zis domnul Gabi. Păi asta se încearcă. Nu, ideea e alta. Nu fie 10 locuri unde vine ăla și aruncă cu sacul de aia. Deci ți se impune. Da, nu, stai o secundă. 10 locuri nu sunt. Dar spune-mi și mie, vine ăla de la Valea Mică, ca să aducă ție sacoșul pe ăla, pentru că... S-a pus și problema asta ca să oamenii să facă corectarea selectivă, să nu bage tot. Zice, da, dar pe mine căruța mă costă 1 milion să duc o căruță de balast din multe și mizerii să duc undeva la o groapă. Așa i-am pus într-un beron și nu contează, tot 6 le dau pe lună. Deci de el dacă duce cu căruța mizeria din curte, care e mizeria din curte și o pot să-i fac un loc unde să-i spun, domnule, aici, în groapa asta, tu poți să-mi pui, eu știu, pietrișul, îți dau o groapă, eu care... Stabilesc la nivel de cont. Dar zice, acuți, acolo mă costă bani. Așa am băgat în toberon, ăla doi oameni de-abia ridică și îi pun și tu plătești 6 lei. După aceea zice că cu noi e scump. Păi scump, dar nici nu vrei să înțelegi că balastul ăla din curte să nu duci la... Aici sunt, sunt problemele, sunt destul de delicate, ca să spun. Dar trebuie de vorbit cu lumea. Vorbim de trei ca să rămâneți omul. Păi eu pe unde mă duc vorbesc cu fiecare. Eu asta fac la fiecare. 10 puncte le-am stabilit. Noi deja știu și pot să vă spun aici așa, deci la, spre primul punct va fi spre Siret, aici unde luăm, acolo unde stăm pe dreapta, acolo de plastic și acolo putem face. Putem face la unde am deviat părău aici așa la Bersani. Următorul punct, putem face următorul punct, îl facem, eu o să fac și la tine acolo vis-a-vis de magazinul ăla, că lumea spune că acolo nu este. La fântână. La fântână, pe acolo să facem. Las o mușca, avem 2-3 locuri și acolo sunt ca să facem și sunt 3 locuri. Deci știm, punctele știm, numai că trebuie să le organizăm și după care să le... Ele trebuie acoperite, ca să înțelegeți. Dacă nu acopere această platformă și când omul aduce hârtie sau unde aduce, îți dai seama la prima ploaie, ți-o dat peste cap toată. Deci ele trebuie acoperite și gestionate cu glacăt, cu cheie stabilită într-o zi pe săptămână, deschis la 2 săptămâni, cum stabilim, și fiecare cetățean care are televizoare și alte obiecte mari, saltele și tot felul, le pune și le depozitează acolo. Ca mai departe, noi după aceea să le preluăm, să le creie soma și să plătim. Că sunt acolo în lista asta diferite deșeurile la diferite deșeuri. Prețul. Deci cam astea sunt cu ușor, ușor, va trebui să înțelegem. Se spune la voce, Pedro? 14 puncte, da? Deci, în următorul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de vacanță, conform la legea de vacanță pe anul 2019, ca urmare a referatului compartimentului de resort 7741/94-2009, cu proiect inițial 2018. Întrebări? Dacă dorește prezentarea, prezentă. Dorește prezentarea? S-a citit proiectul. S-a citit. Da. Cine este Petru? 14 pentru, da? Sunt la suplimentare. Sunt banii veniți de la Ministerul de Dezvoltare și pentru discuția. Bine, proiectul dorește aprobarea utilizării sumei totale de 3.240 de lei. Pentru finanțarea obiectivelor înscrise în lista obiectivelor de investiții pe anul 2018, modificată și completată. Numărul 7753/24-9/2019, proiect inițiat 2018. Deci, întrebări? Acum spune, cine este pentru? 14 pentru? Da. Da, trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea de demarării procedurii privind concesionarea licitației publice deschise a terenului extrabilan în suprafață de 500 metri pătrați situată în tarlaua 40, parcela 67/1/1, situată în satul Fleja de Zubacău, aparținând domeniului privat al comunului Fleja, identificat ca număr cadastrat 62446, proiect inițiat de 2018 pentru primar.
Terenul ăla de la Valea Mică sau? Da. La ieșire din Valea Mică, pe dreapta. Pentru tot. Pentru stația aia, GPD? Nu vreau să pună stația GPD. Cine este, Petru? 14 ani.